bună dimineața. Așa începe viața. Bună dimineața! Pe rând așa, bună dimineața, este luni, o nouă săptămână începe în acest moment, o nouă săptămână de Anteneața, bineînțeles, o nouă săptămână în care dumneavoastră vă veți trezi cu noi, de la ora 7 fix, bineînțeles, așa cum faceți în fiecare săptămână. Da, ce faceți, fetelor, cum ați avut weekendul? Plin, oh. Cam scurt, da. De ce? Ce ați făcut în weekendul ăsta? Bine, a fost așa plin? Fost plin de geografie, cam mai ziuntez, dar e ok. Ah, ai învățat la geografie. Și tu, Roxana, ce ai făcut în weekendul ăsta? Am învățat și eu, bineînțeles. Bă, da, frumos. N-avem vezi ce fete ai. Da, bravo, mă, fetelor. Învățați, că e bine să învățăm și să ajungeți departe și să ne faceți mândri. Să spunem atunci când ajungeți departe, uite, mă, vedeți fata aia. Fata aia a trecut pe aici, pe la noi. Și învățam pauze. Da, și învăța... Da. După emisiune, fetele sunt cu, știți, eu am astăzi la geografie, să mă dădeam un exemplu. Și vin aici în studio și mă învață, știți, sau citesc acolo pe hol câte 11.000 de foi pe care le au pregătite după ele. Da. Ce semnificație avem astăzi? Astăzi avem mi-am notat două evenimente foarte interesante. Te rog. În 1864 este înființat prin decret semnat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza Muzeul Național de Antichități din Capitală, având în colecție piesele tezaurului de la Pietroasa. Din anul 1990, muzeul se va numi Institutul de Arheologie Vasile Târvan al Academiei Române. În 1889 a fost instalat într-un casino din San Francisco primul tonomat din lume. Primul jukebox din lume este creația lui Louis T. Glass, căruia i-a venit nebuneasca idee ca o mașinărie care îi poate încânta pe clienții clubului cu șlagerele vremii ar putea fi foarte amuzantă și profitabilă. Aparatul poate produce o singură melodie, iar pentru a asculta o nouă piesă, melomanii erau nevoiți să aștepte câteva zile până proprietarul schimba cilindrul fonografului. Cum amplificatorii nu erau încă invenții pe vremea aceea, ascultătorii erau nevoiți să se adune în jurul aparatului și să-și asculte melodiile preferate cu ajutorul unor stetoscoape. Deși noua atracție a americanilor nu era tocmai ieftină, tonomatul a reușit să strângă peste $1000 în primele 6 luni. Da, foarte, foarte interesant. Vreau să vă spun că noi am reluat, dacă vreți, colaborarea cu domnul Constantin Mândruță, poet și epigramist. Și, bineînțeles, și în această dimineață ne-a trimis epigrama. Se numește așa, lansare de carte, autor, bineînțeles, Constantin Mândruță, pentru că zilele trecute domnul Mândruță și-a lansat o nouă carte din colecția Calendarul Sufletului Meu, toamna de data aceasta. Ei bine, epigrama sună așa. Am făcut mai ieri lansare cu antena lângă mine, cartea a avut căutare, protocolul și mai bine. Da, și mulțumim domnului Constantin Mândruță pentru că ne-a trimis epigrama și, bineînțeles, o așteptăm și pe cea de mâine, epigrame care vor fi cu evenimentele la zi, așa cum a fost și de fiecare dată. Da, vreme frumoasă, Ana? Nu mai avem vreme frumoasă, dar avem vreme normală pentru această perioadă, în sfârșit. Da. Așa este, vremea este normală pentru această perioadă și aflăm imediat cum stăm cu vremea în fiecare oraș al județului Argeș, pentru că Ana ne aduce aceste vești. Ana, care este acum pregătită să ne spună vremea. Se pare că vremea și intră normal, temperaturile au mai scăzut și vom avea averse de ploaie în tot județul, atât ziua cât și noaptea. În Pitești se înregistrează o temperatură maximă de 9 grade Celsius și o minimă de 3 grade Celsius. La fel și în Ștefănești, maxima zilei de astăzi fiind de 9 grade și minima de 3 grade Celsius. În Câmpul Lung, maximele vor ajunge azi până la 7 grade, iar minimele la 1 grad Celsius. În Topoloveni, mercurul din termometru urcă astăzi până la 10 grade, iar seara scade până la 2 grade Celsius. În Curtea de Argeș, maximele ajung până la 9 grade, iar minimele până la 2 grade Celsius. În Mioveni se înregistrează o temperatură maximă de 10 grade Celsius și o minimă de 2 grade Celsius. Iar în Costești, maxima zilei de astăzi ajunge la 9 grade, iar minima la 2 grade Celsius. Acestea sunt informațiile meteorologice de astăzi. Vă dorim o zi cât mai frumoasă. Acum urmează lecția de sport. Anteneața!
Am revenit la matinal și am revenit, bineînțeles, cu dale noastre, revista presei, iar astăzi avem alături de noi Argeșul, curierul zilei top și Atitudine în Argeș, pentru că astăzi a apărut Atitudine. Argeșul pe prima pagină are așa: Transfăgărășanul, dezinteres sau reavoință, se întreabă colegii. Închiderea Transfăgărășanului în perioada 1 noiembrie 30 iunie pe sectorul de drum cuprins între kilometrul 104, adică de la Piscul Negru din județul nostru, și kilometrul 130 de la Bâlea Cascadă, este o regulă absolută. În acest an excepția de la regulă a fost posibilă, iar CNADR a anunțat amânarea închiderii circulației cu o zi. Imediat vă citim mai multe. Tehnocrații noștri unde sunt, se întreabă colegii de la Argeșul. De câteva zile avem un guvern de tehnocrați sau de specialiști. O fi mai bine așa, o fi mai rău, vom vedea. Se pune însă întrebarea: are Argeșul tehnocrați capabil să conducă județul mai bine decât o fac politicienii? Vedem. Mafia lemnului, 9 arestați. În dosarul Mafia lemnului din Dragoslavele, magistrații judecătoriei Câmpul Lung au emis mandate de arestare preventivă pe numele a 9 inculpați și anchetați pentru semnături false la referendum. Atenție, membrii a două comisii de votare din comuna Priboieni sunt bănuiți că ar fi falsificat la referendumul din 2012 semnăturile unor persoane înscrise pe listele electorale. Vă citim imediat mai multe. Accident cu 6 victime. Din top aflăm că inconștiența unui tânăr de a trece pe culoarea roșie a semaforului a produs un accident rutier în Pitești. Astfel, 6 persoane au fost implicate în acest nefericit eveniment. Totul s-a terminat cu un scandal în toată regula, produs de către rudele șoferului vinovat. Da, frate, am văzut și eu la știri, făceau ăștia ca trenul pe acolo. Da, mă rog. Da. Transfăgărășanul, dezinteres sau voință, dar mai avem, depinde din curierul zilei, imediat citim și ce are curierul zilei pe prima pagină. Și vinovat și scandalagii, a trecut pe roșu la semafor, este vorba de același accident de care citea și colega mea, Roxana, 6 răniți și 2 mașini avariate. Accidentul a avut loc în intersecția de lângă fostul CES din cauza unui conducător auto care a trecut pe roșu. Rudele acestuia, în loc să se îngrijoreze de urmările evenimentului rutier, s-au certat cu paramedicii, cu șoferul nevinovat și cu un polițist. Din cei 6 răniți, doar 5 au ajuns la spital, unul refuzând ajutorul medical. Cine pleacă primul, se întreabă colegii de la Curierul Zilei după instalarea guvernului Cioloș. În condițiile investirii unui nou guvern condus de Dacian Cioloș, actualul prefect și șef de deconcentrate numit de pe vremea USL riscă înlocuirea din funcție. Schimbarea acestora poate surveni în orice moment. Cu toate acestea, trebuie ținut cont că unii dintre directorii PSD au susținut concurs pe funcție, iar în cazul lor ar mai fi dificilă schimbarea. Da. Da, și astăzi a apărut și Atitudine în Argeș. Șefii CJ Argeș și Siste să fie săltați de DNA în dosarul Arasoft. Aceștia se judecă din nou cu primăriile din județ pentru a menține pline conturile unei firme private. Alexandru Nițu, primar Slobozian, ne-au pus... da, nu mai știți. Cum? Giganții petroliști din România au semnat un acord cadru cu Publitrans 2000 SA în valoare de peste 8 milioane de euro, iar... parcarea pieței Smârdan este scoasă la vânzare pe internet. Da. Vă citeam despre Transfăgărășan. Transfăgărășanul care se întreabă colegii de la Argeșul este dezinteres, reavoință. Închiderea Transfăgărășanului în perioada 1 noiembrie 30 iunie este conform regulamentului de funcționare al drumului național DN7C, o regulă absolută. În fiecare an, operatorii economici cu tradiție din respectiva zonă turistică încearcă să sensibilizeze autoritățile în vederea reconsiderării acestei perioade în funcție de condițiile climatice specifice. În acest an, excepția de la regulă a fost posibilă, iar CNADR a anunțat amânarea închiderii circulației cu o zi. Transfăgărășanul a fost astfel închis oficial la 2 noiembrie pentru a evita situațiile ce pot periclita siguranța circulației din cauza fenomenelor naturale extreme. Într-adevăr, în lunile octombrie și noiembrie 2015 s-au înregistrat fenomene naturale extreme, în sensul că valorile mediei lunare au fost de 2, chiar de 3 ori mai ridicate față de mediile obișnuite pentru această perioadă. Astfel, în primele 20 de zile din noiembrie, temperaturile au înghețat la plus 20 de grade Celsius, în condițiile în care autoritățile așteptau avalanșe, căderi de stânci și alunecări de teren. La momentul în care scriem aceste rânduri, Transfăgărășanul se arată în toată splendoarea razelor soarelui. Nu și turiștilor, pentru că accesul în zonă le-a fost limitat. Nimic nu pare să conteze în ecuația deciziei la nivel înalt, nici peisajele inegalabile, nici lobby-ul făcut de turiștii români și străini de către investitorii locului pentru a păstra drumul deschis circulației atâta timp cât condițiile meteorologice permit acest lucru.
Da, ar trebui să se ia o decizie și da, într-adevăr, în funcție de fenomenele meteorologice, să se închidă sau să se deschidă Transfăgărășanul. Cum s-a stabilit odată între 1 noiembrie și 30 iunie, automat Transfăgărășanul e închis. Ar trebui să se mai țină cont și de acest lucru, numai că la noi e prea greu ca să faci tot felul de acte ca să ținem Transfăgărășanul deschis cât mai mult posibil. Pentru că merită și pentru că sunt foarte mulți turiști care vin în zonă. Da. Din top aflăm câteva detalii despre accidentul petrecut în centrul Piteștiului. A trecut pe roșu și a produs un grav accident. Sâmbătă în jurul orei 21 pe Bulevardul Republicii, un tânăr de 22 de ani din municipiul Pitești, în timp ce conducea un autoturism, nu a respectat culoarea roșie a semaforului electric montat la intersecția Bulevardul Republicii cu strada cea a Rosetti și a intrat în coleziune cu un alt autoturism condus regulamentar. Din accident a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătorului autoturismului și a altor pasageri. Rudele șoferului vinovat au făcut un adevărat scandal. În timpul efectuării cercetărilor, la fața locului s-au prezentat rudele conducătorului autoturismului Renault, care au adresat cuvinte și expresii jignitoare personalului medical și celuilalt conducător auto implicat în accidentul rutier. Polițiștii aflați la fața locului au planat starea conflictuală, iar cei doi au fost sancționați convențional conform legii, cu amenzi în valoare totală de 2000 de lei. Da, și vreau să vă spun că avem restricții de circulație și în Pitești, mare atenție și când vor avea acestea, imediat vă spun. Ei bine, în vederea desfășurării în condiții de siguranță a antrenamentelor pentru defilarea care va fi organizată cu prilejul sărbătoririi Zilei Naționale a României la 1 decembrie, în zilele următoare la Pitești vor fi instituite restricții temporare de circulație pe anumite străzi. Astfel, potrivit biroului rutier al Poliției Pitești, mâine marți, între orele 10 și un sfert și 11 și un sfert, traficul rutier va fi interzis pe strada Stadionului și pe strada Nicolae Dobrin, pe tronsonul dintre strada Smeurei și strada Războieni. Joi 26 noiembrie, tot între orele 10 și un sfert, 11 și un sfert, circulația rutieră va fi interzisă pe calea Craiovei și pe strada Unirii, pe tronsonul cuprins între intersecția cu Bulevardul Republicii și intersecția cu Bulevardul Lice Brătianu. Iar marți, de 1 decembrie, între orele 11:30-13:30, va fi interzisă circulația auto pe calea Craiovei și pe strada Unirii, tot pe tronsonul de drum pe care l-am spus mai devreme. Poliția județeană le solicită conducătorilor auto să dea dovadă de înțelegere, să circule cu atenție sporită și să respecte indicațiile agenților de circulație. Da, final tragic pentru o bătrână din Argeș, o femeie de 79 de ani a avut parte de un final tragic. Bătrâna din comuna Slobozia a murit sâmbătă dimineața aceasta pierzându-și viața în urma unui incendiu ce i-a cuprins casa. Femeia locuia singură în casă și din câte se pare incendiul ar fi pornit de la o sobă defectă. În ciuda intervenției prompte a pompierilor, aceștia nu au putut să-i salveze viața bătrânei. Aceasta a fost găsită carbonizată și nu s-a mai putut face nimic pentru salvarea ei. Tragem și noi un semnal de alarmă ca oamenii să fie foarte atenți la sistemele de încălzire și la sobele, buteliile, tot ce folosesc în locuințe, pentru că sunt foarte periculoase. Da, corect, așa este. Eu am trecut la Curierul Zilei, care pe prima pagină are așa și vinovat și scandalagie, vorba de acel accident care a avut loc în centrul Piteștiului, dacă nu mă înșel. Și care s-a soldat cu 5 răniți, 5 persoane rănite, iar ăștia au început să facă scandal, rudele și șoferului vinovat. Și au fost amendați pentru injurii. Din accident a rezultat vătămarea corporală ușoară a lui Ionuț Răzvan B, conducătorul unui autoturism, și a pasagerilor Daniela, mă rog, din Pitești, o minoră de 17 ani din comuna Cătească, precum și încă o femeie de 22 de ani, pasager în autoturism. Am intervenit la un accident rutier, două autoturisme implicate, sunt 6 victime în total, una a refuzat transportul la spital, 4 victime sunt policontuzionate și o victimă minoră a suferit un traumatism craniofacial, declarat după accident dr. Cătălina Cornea, medic specialist în medicină de urgență. Când paramedicii acordau îngrijiri medicale victimelor, iar polițiștii încercau să stabilească împrejurările în care a avut loc accidentul, la fața locului au venit Val Vârteș, Iulian și Laurențiu Bogdan B.,
tatăl, respectiv fratele șoferului vinovat. De parcă tânărul de 22 de ani făcuse o bravură, rudele acestuia nu au găsit altceva mai bun de făcut decât să împartă jurături în stânga și în dreapta, folosind un limbaj de mahala. Cei doi s-au războit cu celălalt șofer implicat în accident, cu paramedicii și chiar cu un polițist care încerca să aplaneze conflictul, jignindu-l și amenințându-l. Fără niciun pic de respect față de munca lor și de uniformele pe care le purtau oamenii legii și echipajele de salvare, tatăl și fiul și-au dat arama pe față. Au avut un comportament extrem de agresiv verbal, de parcă aceștia din urmă ar fi fost vinovați de ce se petrecuse, nici de cum bei zadeaua lor. Cei doi au fost amendați cu câte 1000 de lei fiecare. Dacă bunul simț nu i-a obligat să aibă un comportament decent, vor fi obligați prin lege, spun colegii de la Curierul Zilei. Da. Anchetați pentru semnături falsificate la referendum. Polițiștii secției rurale Călinești au finalizat cercetările într-un dosar privind referendumul organizat pe 29 iulie 2012 pentru demiterea lui Traian Băsescu, la această dată președintele României. Din verificare a rezultat că, acționând de comun acord, membrii a două comisii de votare din comuna Priboieni ar fi falsificat semnăturile unor persoane înscrise pe listele electorale permanente. Astfel, membrii comisiei au atestat că că respectivele persoane și-au exercitat dreptul la vot, deși, după cum au stabilit anchetatorii, acestea votaseră pe listele suplimentare deschise la alte secții. Ulterior, suspecții au introdus în urne biletele de vot aferente semnăturilor contrafăcute și ar fi întocmit în fals proces verbal privind rezultatele referendumului. Dosarul a fost înaintat pe parchetului de pe lângă judecătoria Topoloveni cu propunerea de trimitere în judecată a 14 persoane pentru comiterea infracțiunii de falsificare a documentelor și evidențelor electorale în legătură cu referendumul. Da, oamenii nu mai au respect nici față de cele sfinte. Un scandal la Rucăr, pe o piatră funerară. Poștărița din localitate și acuză neamurile că au bătut-o de a-o băgat-o în spital. Rudele femeii spun că aceasta a fost victima unui accident. O piatră de mormânt constituie motivul unui scandal între două familii înrudite din comuna Rucăr. Acuzele curg din ambele părți și pare să nu existe o cale de împăcare. În urma unei altercații, o persoană a ajuns la spital, iar cazul a intrat și în atenția poliției. Cred că avem o urgență. Dan, dă tu pisa jos de acolo, te rog. Da, antenuța noastră s-a urcat. Este foarte vânt. E incredibil, da. S-a urcat foarte sus. N-ajunge, Dan. Nici Dan n-ajunge la ea, absolut incredibil. Da, e foarte curioasă, vă spuneam, ca antena 3. Da. Maria Cojocaru, de 56 de ani, factor poștal în comuna Rucăr, a ajuns la mijlocul săptămânii trecute la Spitalul Municipal Câmpul Lung pentru a primi îngrijiri medicale după ce, așa cum susține, ar fi fost agresată de niște rude, soții Petre și Rodica Ștefan și fiul acestora, cu care se afla în conflict de aproximativ 2 ani. Potrivit femeii, totul s-a petrecut în după-amiaza zilei de 18 septembrie la cimitirul evanghelic din Rucăr, acolo unde Maria Cojocaru se dusese împreună cu alte rude să amplaseze o nouă piatră funerară la mormântul bunicilor. Aseară am mers împreună cu sora mea și două verișoare să pun la mormântul bunicilor mei un monument care a fost dărâmat de alți verișori. Ei nu l-au mai pus la loc și noi am mers să-l punem înapoi. Era ora 16:30. După vreo 20 de minute, cam așa, au sosit ei, Ștefan Petre, Ștefan Rodica și Ștefan Florin, care mi-au dat destui pumni în cap și în față, iar apoi, de pe balustrada unui mormânt, m-au aruncat peste un gărduț ascuțit. Mi-am rupt două coaste, iar o țepușă mi-a intrat până în pleură și mi-a perforat-o, declara Maria Cojocaru de pe patul spitalului. Ce spun rudele? Rodica Ștefan susține că verișoara ei primară de religie ortodoxă nu avea niciun drept să facă acest lucru, deoarece acolo își doarme somnul de veci în afara bunicilor comuni și tatăl său, toți foști creștini după Evanghelie. Totodată, femeia acuzată de acte de violență susține că Maria Cojocaru a fost victima unui accident, poștărița împiedicându-se și căzând peste gardul care i-a provocat trauma. Da. Dacă am ajuns să ne batem sau să ne împiedicăm pentru o piatră funerară, mi se pare că am ajuns la un stadiu. Da. Te rog. Nouă arestați în dosarul mafia lemnului din Dragoslavele.
Polițiștii și procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Câmpul Lung au descins sprijiniți de mascați la acolul silvic privat Dragoslavele, dar și la locuințele unor persoane fizice din satul Valea Hotarului și la sediile a 4 firme cu obiect de activitate exploatarea masei lemnoase. Cu acest prilej, procurorii au dispus reținerea pentru 24 de ore a 16 persoane bănuite de comiterea de infracțiuni silvice. Pe baza probelor administrate, magistrații judecătoriei Câmpul Lung au emis mandate de arestare preventivă pe numele a 9 inculpați. Vă reamintim că cei în cauză sunt bănuiți că ajutați de pădurarii de la Ocolul Silvic și de la Obștea Moșnenilor Dragosloveni. În perioada 2014-2015 ar fi tăiat fără drept circa 1900 de metri cub de materiale lemnos, iar ulterior lemnul a fost transportat și comercializat la 4 societăți comerciale. Da, ce riscați dacă nu aveți cauciucuri de iarnă, ne spun colegii de la Curierul Zilei. Nu există o dată limită la care anvelopele să fie schimbate, mare atenție, pentru că mulți aveam impresia că de la 1 noiembrie se schimbă cauciucurile. Ei bine, nu. Este important să avem aceste cauciucuri în momentul în care este zăpadă sau drumul este acoperit cu polei. Mai multe persoane ne-au sunat la redacție, pe colegii de la Curierul Zilei, și ne-au spus că nu vor să fie amendați de polițiști, că nu au cauciucuri de iarnă și doreau să afle care este termenul limită până la care își pot schimba cauciucurile de vară cu cele de iarnă. Legea cauciucurilor de iarnă, cum au denumit-o colegii de la Curierul Zilei, a intrat în vigoare la 1 noiembrie și creează încă confuzie în rândul șoferilor. Pe măsură ce iarna se apropie, șoferii sunt tot mai confuzi cu privire la folosirea cauciucurilor de iarnă de la 1 noiembrie. Pentru a le răspunde cu exactitate, am stat de vorbă cu reprezentanții Inspectoratului de Poliție Judiciară, județean de fapt, am aflat că obligativitatea montării anvelopelor de iarnă este valabilă doar atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de perioada calendaristică. De asemenea, nu există o dată limită la care anvelopele de iarnă să fie montate pe mașini, ci totul depinde de vreme. Așadar, conform legii, se interzice conducătorului unui autovehicul să circule cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, fără a avea montate pe roți, lanțuri sau alte echipamente antiderapante omologate. Amenzile sunt destul de mari și ne spun tot colegii de la Curierul Zilei. Cei care sunt prinși că nu respectă aceste indicații vor primi o amendă cuprinsă între 945 și 2100 de lei și de la 9 la 20 de puncte amendă. Iar valoarea punctului amendă, asta ca să vă convingem totuși, este de 105 lei și reprezintă 10% din salariul minim pe economie. Da, asta ca să clarificăm, iată și cu anvelopele de iarnă. Da, vă spuneam că a apărut astăzi și atitudine în Argeș. Domeniul public al Piteștiului s-a umplut de moșieri. Domeniul public din Pitești se reduce de la o sentință judecătorească la alta. Spații verzi, parcuri amenajate, terenuri de sport și chiar drumuri din Pitești au fost retrocedate moștenitorilor sau nu ai vechilor proprietari. Profitând de un vid legislativ, mai mulți cetățeni au fost puși în posesie pe domeniul public al municipiului Pitești prin hotărâri judecătorești, fără a ține seama de întrebuințarea acelui spațiu public. În acest sens, o să vă prezentăm o parte din punerile în posesie pe domeniul public. Stelian Ștefănescu, aproape 1,5 hectare în incinta stadionului Nicolae Dobrin. Mai mulți moșieri ai domeniului public, dintre cei enumerați de viceprimarul Laurențiu Zidaru, se află 3 cazuri unde suprafețele sunt destul de mari și care se cătuiesc Piteștiul de câteva hectare bune din domeniul public. Parcarea pieței Smârdan, scoasă la licitație, vă spuneam, pe un site. Iar Orășanu Florea, contabil la șefa primăriei Pitești, printre moșierii principale ai domeniului public. Aflați mai multe informații în Atitudine. Da. După tragedia din colectiv, la nivel național, s-au dat amenzi foarte mari și foarte multe restaurante și baruri au fost închise. Țin să vă spun că bilanțul tragediei de la colectiv a ajuns la 60. 60 de morți, 60 de tineri care și-au pierdut viața în acel incendiu devastator, 60 de tineri care și-au dat viața pentru ca autoritățile să ia măsuri, pentru că, iată, astfel de tragedii să nu mai aibă loc nicăieri.
Haideți să vă citesc un pic din acest material, scris de Curierul Zilei. Au ieșit la iveală că multe clădiri importante nu dețineau autorizațiile necesare, fiind închise. În timpul acțiunilor din ultimele două săptămâni, pompierii au dat amenzi, atenție, de 1.121.500 de lei. S-au executat 43 de acțiuni inopinate în localitățile Pitești, Câmpulung, Curtea de Argeș, Bascov, Moșoaia, Bradu și Lunca Corbului. În cadrul acestor activități, specialiștii în prevenire au depistat 90 de încălcări ale normelor de apărare împotriva incendiilor, fiind aplicate 61 de sancțiuni contravenționale, dintre care 19 avertismente și 40 de amenzi în valoare de 1.121.500 de lei. Principalele nereguli identificate în teren au constat în lipsa autorizației de securitate la incendiu, deficiențe privind existența și funcționalitatea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor. Adică ăștia nu aveau nici să stingi extintoare din alea. Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor, nerespectarea reglementărilor referitoare la utilizarea focului deschis, de exemplu lumânări, și a efectelor speciale artistice, pirotehnice, precum și cele referitoare la reglementarea fumatului. Totodată, cu prilejul controalelor executate, au fost depistate și 4 încălcări grave ale cerinței de securitate la incendiu, situație care a generat aplicarea măsurii complementare de oprire a funcționării ori utilizării construcțiilor la operatorii economici care desfășoară activități în domeniul alimentației publice și de agrement, adică un restaurant și un club din municipiul Pitești, un restaurant din municipiul Curtea de Argeș și o sală de spectacole din comuna Bascov, transmite ISU Argeș într-un comunicat. Și localurile închise sunt 4 săli de la Capitol, mai exact toate sălile de la etaj, clubul Ioco din Pitești, dar și restaurantul Popasul lui Gicuță din Curtea de Argeș. Da. Vă spuneam mai devreme, păcat că a fost nevoie de o asemenea tragedie ca să, iată, să ia astfel de măsuri. Te rog, Ana, avem mondenități. Da, din top aflăm că Sore este super sexy în a 5-a lună de sarcină. Deși sarcina este avansată, Sore nu ezită să apară în public în ținute sexy, care o prind extrem de bine. Și tot din top aflăm că Andra Adam este pe ultima 100 de metri cu sarcina și va naște la o clinică din București, unde a cumpărat un pachet VIP, iar bebelușul urmează să vină pe lume în condiții de lux. Aflați mai multe dumneavoastră în ziarul top. Da, și avem bineînțeles și Zodiac cu Ana. Ana care se pregătește, se duce în, așa cum îl numim noi, îndepărtatul nostru studio de la Zodiac. Nici nu știu dacă ne mai aude tocmai până acolo. Ana, ce zodiac avem azi? Avem un zodiac obișnuit. Astăzi vom afla ce ne rezervă astrele. Da, bun, haideți să aflăm atunci ce ne rezervă astrele astăzi. Antenața. Conjuncția lunii cu Uranus predispune la instabilitate în cămin și poate determina schimbări bruște și nu tocmai plăcute. Acest aspect favorizează de obicei sfârșitul unei situații vechi și trecerea la o nouă stare de lucruri. Depinde de dumneavoastră dacă această schimbare va fi în sens pozitiv. Berbec. Se pare că sunteți nemulțumit din cauza că s-a amânat o călătorie în interes de serviciu. Tot răul este spre bine. Astăzi nu sunt recomandate călătoriile lungi. După amiază puneți bazele unei colaborări pe termen lung din care puteți obține beneficii materiale substanțiale. Taur. Schimbările pe care le inițiați în cămin sunt apreciate de membrii familiei, dar vă sfătuim să țineți cont și de părerile partenerului de viață. Vă recomandăm să nu începeți mai multe activități în același timp, pentru că riscați să nu duceți la bun sfârșit niciuna din ele. Gemeni. Începe ziua hotărât să finalizați o lucrare începută mai de mult în casă. O femeie mai în vârstă din familie vă ajută financiar, dar încearcă să-și impună punctul de vedere în legătură cu schimbările pe care doriți să le faceți. Evitați o ceartă cu care ar putea să tensioneze atmosfera din familie. Rac. Deși aveți multe probleme de rezolvat, vă sfătuim să vă menajați sănătatea și să acordați mai mult timp odihnei. Reușiți să faceți schimbări importante în cămin care contribuie la îmbunătățirea relațiilor cu partenerul de viață. Leu. Vă puteți ocupa de problemele financiare nerezolvate. Dacă vi se propune o colaborare, ar fi bine să o acceptați, pentru că va determina o schimbare în bine în viața dumneavoastră. Ar fi bine să vă consultați cu partenerul de viață.
fecioară. Sunteți nevoiți să faceți cheltuieli neprevăzute. S-ar putea să vă schimbați programul în ultimul moment pentru a vă ocupa de o problemă urgentă a partenerului de afaceri. Se anunță o zi deosebit de încărcată, așa că vă sfătuim să vă organizați cât mai riguros. Balanță. Este momentul să vă concentrați atenția asupra problemelor din cămin. Vă puteți baza pe intuiție, dar vă sfătuim să țineți cont și de părerile partenerului de viață. După amiază, o rudă vă solicită sprijinul într-o problemă financiară. Scorpion. Astăzi puteți rezolva o problemă financiară care vă frământă de mai mult timp. În prima parte a zilei este posibil să vi se propună o afacere care v-ar putea redresa bugetul. Vă recomandăm să evitați speculațiile de orice fel. Săgetător. Aveți ocazia să puneți în practică planurile în legătură cu o afacere rentabilă. Relațiile de prietenie au o evoluție bună, însă dorința dumneavoastră de independență ar putea genera tensiuni în familie. Vă sfătuim să fiți diplomat și să nu refuzați dialogul cu membrii familiei. Capricorn. Nu vă grăbiți să începeți o activitate nouă până când nu le finalizați pe celelalte deja începute. Pentru a avea succes pe plan profesional, trebuie să fiți perseverent și inventiv. Din punct de vedere financiar, traversați o perioadă de instabilitate. Vă sfătuim să evitați speculațiile. Vărsător. Sunteți în formă și este momentul să demarați noi activități și să vă faceți planuri de viitor pentru cămin. Partenerul de viață și prietenii vă încurajează și vă ajută. Vă sfătuim să vă detașați de problemele de moment și să fiți mai optimist. Pești. Astăzi vă bucurați de o creativitate deosebită care vă poate ajuta mult la rezolvarea problemelor profesionale. Ar fi bine să țineți cont de sfaturile unei rude mai în vârstă. Relațiile pe plan sentimental sunt foarte bune. Acesta este horoscopul de astăzi, urmează acum o scurtă pauză de publicitate, dar rămâneți cu noi pentru că revenim cu Musafir la matinal. Anteneața! Anteneața! Am revenit la matinal și am revenit cu invitatul nostru de astăzi și astăzi o să discutăm despre fashion. Și o să facem acest lucru cu Dragoș Săpunăroaia. Bună dimineața, bine ai venit pentru prima oară la noi. Da, haideți să vorbim puțin despre fashion. Se pregătește un mare, mare eveniment, nu? Un mare eveniment la care tu vei participa. Tu ești manechin și fotomodel, da? Da. Da. Haideți să ne vorbim un pic de acest eveniment la care urmează să participi, după care vor discuta puțin despre tine și despre legătura ta cu Argeșul, că tu nu ești de aici, de la noi din Argeș. Te rog. Voi participa la evenimentul, la cel mai mare eveniment de fashion din România, București Fashion Week, 1-6 decembrie, la Hotel Ambasador. Da, nu mai zi nume de hotel, de așa. Da. Și sper ca să reprezint totodată județul și să fie totul frumos ca la orice prezentare. Deci participi în calitate de reprezentant al județului nostru acolo? Da, pentru că din câte știu sunt singurul din județul Argeș, da, care activez în fashion-ul mai profi, să spun așa. Da. Și mă mândresc cu lucrul acesta deoarece am încercat să aduc acest județ pe la un nivel mai mare al fashion-ului, pentru că deocamdată la ora actuală în Pitești nu prea există cuvântul de fashion. Din păcate, aceste mici evenimente care... Ei, hai că sunt măricele totuși, avem culorile toamne, avem, iată, Muntenia Fashion Days acum care... Da, chiar, da. Nu, pentru mine aceste evenimente nu sunt de fashion, pentru că nu sunt la rangul la care aș vrea eu să optez. Acolo se fac, da, mă rog, nu intrăm în discuții, le lăsăm așa. Bineînțeles, pe data de 14, acum ceva zile în urmă, am avut o prezentare într-un mall din București pentru designerul Florin Dobre. Eu am... Florin Dobre de la noi din... Din Pitești. Nu. Din România, din București. Din România, ok. Sigur, da. Și a fost o prezentare mai mult decât artistică. A fost ceva foarte frumos. Ca de obicei așa se întâmplă la fiecare prezentare a designerului Florin Dobre. Și mie îmi place foarte mult, ne tratează foarte bine. De obicei modelele au devenit un pic mai robotice, așa, trebuie să asculte ordinele de acolo, chiar dacă ai greșit ceva, deși nu e cazul, nu te ceartă absolut nimeni, deci e totul absolut impecabil. Și așa și trebuie să fie adevăratul fashion.
care se face în România. Poate cine știe, uite, îl convingi pe Florin Dobre să vină să facă niște evenimente de genul ăsta și la noi în Pitești, de ce nu? Sigur, dacă îmi reușește această idee, cu mare drag îl aduc în, în județul Argeș. Da. Haideți să vorbim puțin, că pe mine mă interesează, sincer să fiu, despre fashionul nostru din Argeș. Fashion, Argeș, nu mă refer la evenimente acum. Mă refer la cum sunt îmbrăcați tinerii, mă refer, dar înainte, haideți să vorbim puțin de legătura ta cu Argeșul. Tu ești din Moldova, dacă nu mă înșel. Da, din Republica Moldova, din Chișinău. M-am mutat în Argeș, dar acum mă mut în București, sunt în pline mutări și cu liceu, nici eu nu mai știu ce e cu mine, pentru că eu nu mai fac față între naveta București-Pitești, este ceva prea mult pentru mine. Și chiar dacă plec din județ, asta nu înseamnă că o să uit de el. O să încep un proiect frumos, cu o televiziune, dar tot este un pic confidențial, deocamdată, un proiect de fashion. Am mai avut unul și a avut un impact foarte puternic asupra spectatorilor. Asta înseamnă că au avut nevoie de o doză de fashion mai vastă, mai bine spusă. Și, cum spuneam, n-o să uit de acest județ care dar de aici... Ce te-a făcut să vii în Argeș? Care nu știu, legătura ta, iată, cu Argeșul? Din Moldova? Din Moldova mei... puteai să alegi orice județ, ai ales Argeșul? Trebuia să-i invitați și pe mama și pe tata să vă spune de ce au optat pentru acest județ. Este un județ foarte, foarte frumos. Pitești asta este un oraș și plăcut sufletului meu. Și așa va rămâne. Însă mai trebuie de lucrat un pic la comportamentul unor persoane care este destul de așa mai rău, să zic. Te referi la București sau la Argeș? Nu, strig la Argeș. Este, chiar dacă în relativ suntem aproape de București, este o diferență foarte mare de foarte mentalitate. Mare, da, sigur. Da, asta așa este, într-adevăr, dar ușor, stai liniștit că ne dăm noi pe brază, sigur, sigur. Și argeșenii și cei care, iată, au mici probleme. Da, haideți să vorbim, v-am zis, mă interesează foarte tare, despre cum se îmbracă argeșenii. Mă refer la tineri acum. Se îmbracă bine? Unii da, unii nu, chiar am observat-o pe colega ta și de bine este îmbrăcată. Stai, asta era următoarea mea întrebare, deci da. Vreau să-mi spui de fiecare în parte. Da. Ok, da. Da. Dar înainte spune-ne da de Argeșul. Fetele, dar asta este valabil pentru toate fetele din adolescentele din România, nu doar din Argeș, pentru că nu sunt diferențe atât de majore încât să spun despre Argeș ceva de rău sau de bine. Nu trebuie să... Eu am observat un lucru. Se îmbracă mult mai matur decât trebuie, adică la 16-17 ani. Avem impresia că ele au undeva la 25-26, să nu zic 30 unele. Adică machiajul, make-up-ul și hairstyle-ul, respectiv vestimentație, este atât de bine pusă la punct de către ele și nu există nimic imperfect, încât ai impresia că au o vârstă destul de înaintată. Ceea ce mi se pare un pic, nu știu, dezamăgitor, pentru că este... nu este chiar frumos să-ți arăți ceva ce nu ai. Adică nu înțeleg de ce toată lumea tânjește pentru maturitatea în sine. Pentru că eu aș vrea să mă la vârsta de 18 ani toată viața, dacă mă crezi. Da, 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 te cred, pentru că eu am rămas la 22. Da, bun, ia spune-ne de colega. Da, am observat-o când am intrat. Ce vârstă i-ai dat colegii? 20? Greșesc? Am 18 ani. Părul mai afro m-a făcut să iau această decizie de a-ți da 20 de ani. Foarte, foarte bine. Dar și colega, sigur. Da? Colegii, ce vârstă ai da? Nu m-aș mai hazarda să dau un nume, dar... 19? 20, mulțumesc! Foarte tare, da. Da. Mie ce vârstă mi-ai da? 22. Perfect. Poți să fii permanent invitat la această emisiune de acum înainte, în fiecare dimineață și să, nu știu, ne faci... E perfect, deci cu 22 ăștia te-ai scos, deci... Da. Mi-am pus o pilă bună la tine, să înțelegi. Cel puțin, da. Bun. Cum sunt îmbrăcate colegele mele, iată?
Hai să începem cu colega din dreapta. Cu Roxana, da. Roxana. Un stil lejer pentru matinal. Nu ești foarte extravagantă, asta se... Ia fă un pic de parada. Nu, mulțumesc. Hai, fă un pic. Decât să te ridici un pic aici. Hai mă, ridică-te un pic. Hai mă, cu stilul ăsta. Hai că ne lași la bătaie. Da, mă rog. Pe asta vrea lumea, probabil. Hai mă, un pic, mă. Hai, hai, ok, Roxana. Bine. Da. Să ținem un pic de galerie? Sau nu, nu. Ok, ok, am înțeles. Da. Te comentezi pe tine, Costi? Dorești? Da, trebuie, trebuie să îl analizezi. Te rog, dacă ne comentezi pe noi, de ce nu okay. Știu pe el. Costi este clar că nu este extravagant din punct de vedere fashion. Adică merge pe linia aceea cât se poate de simplă. Nu îndrăznește foarte mult. Este... Da, nu mi-ai văzut blugii ceilalți. Da. Mă rog. Bocanci, blugi cât de cât clasici, nonculoarea negru, ceva specific lui Costi. Nu este de rău, fiecare își adoptă un stil al lui, mai extravagant, mai clasic, mai simplu. Da. Și am ajuns la marele punct culminant. Da. Aoleu. Ana. Eu tot am părut creț, dar nu se vede pentru că este foarte bine pus la punct. Îmi place foarte mult părul tău. Mulțumesc. Este absolut superb, deci așa umflat și creț și retro, să spun așa. Și ai o siluetă foarte androgină, foarte minionă, ceea ce este de admirat la o, la o doamnă, pentru că asta se caută, feminitate. Și în rest îmi place, chiar îmi place. Felicitări. Mulțumesc. Mulțumesc. Foarte tare, da. Bun, ce urmează în cariera ta, în afară de acest, iată, mare, mare eveniment pe care l-ai la București? Îl am eu împreună cu agenția la care activez. Planurile de viitoare ar fi foarte, foarte bine puse la punct. V-am zis să încep un proiect cu această televiziune, însă nu pot să spun. Da, nu, deocamdată nu. Și... aș vrea să plec în Shanghai. Agenția mea mi-a găsit un contract acolo pe câteva luni. Aș vrea să plec, numai că sunt un pic în dilemă cu școala. Ar trebui să îngheț clasa 12-a și asta mă cam dă un pic peste cap, pentru că anul viitor aș fi vrut să intru la Facultatea Națională de Arte din Capitală și nu aș vrea să întârzi foarte mult. Planurile de viitor sunt mari. Nu știu cât o să mai pobosesc aici pe meleagurile României. De ce să faci în Shanghai? O să fiu fotomodel, respectiv model, cum fac și pentru România, pentru București, pentru Pitești. O să fiu invitat la diferite evenimente ca model, respectiv fotomodel, shooting-uri pentru casele mari de modă. Acolo se caută foarte mult partea aceasta a Europei, deoarece suntem mult mai diferiți față de ei. Da. Și sper să fie, mai sunt alte proiecte care, de obicei eu nu-mi spun proiectele, pentru că merg pe principiul acela că dacă le spun, nu o să mai meargă chiar atât de bine. Unele sunt și confidențiale cu agenția și, dar cu mare drag, când o să pot să le fac lansarea, o să vin la voi în emisiune, da, pentru da, că corect. Abia am ajuns și mă simt foarte bine. E perfect și noi ne simțim bine atunci când ne dai, uite, vârste mai mici decât alea da, avem. Da, observ că ați pus și pozele cu mine. Da, asta vreau să spun, că avem câteva poze cu tine. Aceea era poze o din prezentări, făcută, nu? Aici este la prezentarea din mai, 18 mai, a designerului Florin Dobre de la Teatrul Național. Aici tot la un shooting, aici tot de la Teatrul Național. De care ne vorbeai tu mai devreme, nu de această prezentare, dacă nu mă înșel, cu Florin Dobre. Da, prima prezentare a mea în cadrul design evenimentului făcut de designerul Florin Dobre și a fost, cred că, cea mai frumoasă prezentare și experiență, pentru că a fost absolut magic. Aici sunt împreună cu toți colegii mei. Da, Eugen, lui, Silviu, eu. Știu că aici este extravagantul coleg al meu, Ivan, cred că îl știe toată lumea. Aici este în backstage pentru o campanie tot a designerului Florin Dobre. Aici într-un mall din București. Da, amintirile sunt foarte, foarte plăcute. Mă gândesc tot timpul cu drag la acele clipe și aș vrea să dau timp înapoi să le mai trăiesc încă o dată.
Spune-ne despre tinerii care vor să urmeze, nu știu, o carieră de manechin, iată. Și sunt foarte mulți pe care îi avem și noi în Pitești, pe spun că te-ai plimbat și tu și ai văzut foarte mulți tineri care sigur, au, dacă vrei, măsurile necesare unei astfel de cariere. Dacă vor să facă, ce trebuie să facă? Ce pași trebuie în să urmeze? În primul rând trebuie să aibă curajul. Eu am descoperit acum câteva zile un băiat în Mioveni, Madalin îl cheamă, dacă nu mă înșel, și este foarte bine pus la punct, atât din punct de vedere al corpului, cât și al fizionomiei. Este foarte diferit la față. Cu înălțimea este un pic problemă. De obicei se caută peste 1,85, da. În cazul meu 1,88, dar el are 1,81. Este cam micuț, dar deci, sper eu că o să pot să-l ajut măcar să fie un model de succes. Sau un fotomodel, nu neapărat să fie pe catwalk-urile mari, pentru că înălțimea aș spune cuvântul. Sunt foarte mulți băieți și fete în județul Argeș care pot avea cariere de succes, dar nu sunt promovați. Sunt la niște agenții care nu le pot numi agenții de fotomodele din Pitești, care nu îi promovează absolut deloc, îi promovează decât pe plan local, nu național sau nu mai vorbesc de internațional. În primul rând, deodată ce ești la o agenție, trebuie să semnezi un contract de exclusivitate, respectiv de imagine, în cazul meu și al altor modele de la agențiile de prestigiu, și să câștigi bani pe urma acestui contract, pentru că așa mi se pare normal. Nu să vin eu la prezentări, să vin pe banii mei, pe mâncarea mea. Nu, deja aceste lucruri nu mai sunt normale și nu mi se par normale. Sper să se schimbe ceva și aici. Și mă întrebai mai devreme care este secretul, să zic așa. Dar nu cred că există un anume secret. Trebuie să ai un pic mai mult tupeu, să te duci la castinguri singur, nu să fii împins de cineva sau să aștepți tu să te caute cineva pe Facebook, pentru că nu aștepți prea mult timp. Deja eu am 18 ani, mulțumesc lui Dumnezeu și celor din cadrul agenției la care activez, managerului, colegilor mei care mă susțin în toate proiectele mele și am avut, așa să zic, un succes. Dar dacă nu e susținut de părinți și de persoanele dragi ție, nu cred că poți să faci o carieră de succes și trebuie să ai și o stare financiară mai mult decât bună, pentru că investiția care o faci este destul de mare. Da, dar sunt mulți care nu au, iată, această situație financiară atunci când se poate ocupa cineva de ei, adică mă gândesc agenția respectivă, să zicem că se poate ocupa, se poate ocupa într-o anumită măsură. Spre exemplu, eu am colegi care vin din Timișoara, din Pașcan, din Galați, din Constanța, care sunt orașe relativ îndepărtate față de Pitești, înțelegi? Și drumurile nu sunt de multe ori asigurate de către agenții. Imaginează-ți că suntem aproape 100 de membri și dacă ar asigura drumurile la fiecare persoană, ar fi destul de costisitor. Dar trebuie să făcuți acești pași dacă vrei să ai o carieră de succes în fashion, știi? Da. Dragoș, îți mulțumim mult pentru participarea la emisiune. Și eu vă mulțumesc. Te mai așteptăm, bineînțeles, pe aici, cu mari proiecte de ale tale. Poate cine știe, organizăm și noi, facem un catwalk aici și organizăm și noi o paradă a modei. Chiar dacă e prea de dimineață, dar poate facem, cine știe, o aroganță. Lucrurile de bune întotdeauna se întâmplă dimineața, corect, nu? Corect. Și poate facem cu noi, cine știe, poate suntem și noi modele, chiar dacă suntem foarte, foarte mici. 1,81 să fii mic? Cum mă să fii mic la 1,81? Imaginează-ți că sunt colegi mai înalți ca mine la agenție. Da. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ați fost și astăzi alături de noi. Bineînțeles, vă așteptăm și mâine, tot de la 7, ne bem cafeaua împreună aici. Zbang. Mulțumim, Florăria Ceva și Florăria Crizantema de Aur, și mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Da, vremea e frumoasă, Ana? Vreme normală, maximele zilei de astăzi ajung la 9-10 grade, avem norișor și ceva ploaie. Norișor și ceva ploaie, vă așteptăm mâine fără norișor și ceva ploaie, așadar la 7 fix, nu uitați de întâlnirea cu noi, pa!
dimineața. Așa începe viața. Antenata.